Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Colegul nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea, ne dezvăluie din adevărurile manipulate ale istoriei, hunii, maghiarii și secuii sau falsificarea istoriei. Teoria istoricilor maghiari. Printre principalele teorii proferate de revizionismul maghiar în numele așa zisei Ungarii Mari, este și cea a descendenței actualilor unguri din neamul migrator al hunilor și înrudirea directă cu secuii transilvăneni. În ceea ce urmează vom încerca să arătăm cât de huni sunt maghiarii, dar și cât de unguri sunt secuii. Și vom și explica de ce țin revizioniștii la aceste descendențe și înrudiri. Hunii și invazia Europei. Hunii au fost un popor nomad, migrator de origine turcică, probabil, conform istoricilor maghiar și uralică. Dar multe alte surse istorice și științifice le atribuie hunilor origini mongolice cu proveniențe milenare din estul actualului stat Kazahstan, având legături de sânge cu triburile tătărești. Zona primară de habitat a hunilor a fost China de azi. În jurul anului 370, conduși de hanul Balamber, hunii trec Volga, unde îi distrug pe alani. Între anii 375-377 îi înfrâng pe ostrogoți și vizigoți. Timp de câteva decenii, incursiunile de pradă ale hunilor s-au limitat la zonele învecinate în Caucaz și ținuturile Dunării de jos, ajungând până în câmpia Panoniei. În anul 400, hunii, conduși de Uldin, traversează fluviul Dunărea și se implică de partea romanilor în luptele cu goții, după care avansează în nord-vestul Europei, părăsind definitiv Panonia, de ținut minte. Hunii se luptă cu tribul germanic al burgunzilor, după care avansează în Galia, actuala Franță. Concomitent cu începutul guvernării lui Teodosius cel Mare, Imperiul Roman de Răsărit devine ținta favorită a atacurilor hunice. Atacurile hunilor împotriva Imperiului Roman Răsăritan sunt oprite temporar prin încheierea păcii între părți în anul 435. Începând din 441, conducerea hanatului hunilor a fost preluată treptat de Atila în detrimentul fratelui său, hanul Bleda. Atila sau Biciul lui Dumnezeu. Atila, 395-453, a fost cel mai puternic conducător al hunilor, domnind între anii 433 și 453. El a urmat la tron pe unchiul său Rugila, domnind împreună cu fratele său Bleda. A condus Imperiul Hun, care se întindea de la munții Urali la fluviul Rin și de la Dunăre la Marea Baltică. În timpul domniei sale a fost unul dintre cei mai de temut dușmani ai Romei. Datorită incursiunilor și jafurilor întreprinse în cele două imperii romane, de răsărit ce a pus, Atila a fost poreclit de clericii creștini drept biciul lui Dumnezeu. El a traversat Dunărea de două ori și a jefuit în Balcan, dar n-a putut să ocupe Constantinopolul. De asemenea, el a încercat să cucerească Galia Romană, Franța Modernă, traversând Rinul în 451 și mărșăluind spre Aurelianum Orlean, înainte de a fi învins în bătălia de la Câmpiile Catalaunice. După care Atila a invadat Italia, devastând provinciile nordice, dar n-a putut să ocupe Roma. A planificat inițierea unor noi campanii împotriva romanilor, dar a murit în 453. În anul 469, în urma luptelor fratricide între fiii lui Atila, după lupta de la Nedao, Imperiul Hun se destramă, ultimul rege fiind Dengizih. Hunii dispar ca popor, fiind asimilați de popoarele central-nordice, nici urmă de ei în Panonia sau în Transilvania. Ungurii, Arpad și Panonia. Denumirea de ungur a fost folosită pentru a-i desemna pe toți locuitorii Ungariei, indiferent de etnie. De asemenea, și în limba română, substantivul ungur sau ungurean îi desemna pe toți locuitorii țării ungurești, indiferent de etnie. De-a lungul secolelor, naționaliștii unguri au impus o maghiarizare forțată pentru cei proveniți din mai multe grupuri etnice, precum șvabii, slovacii sau românii. Studiile lingvistice comparative au stabilit că limba maghiară aparține grupului fino-ugric, deci nu turcic precum hunii, deci de unde descendența arogată de unguri. De-a lungul mileniului I, înainte de Hristos, o parte a grupului ugric a ajuns în bazinul râului Tobol. Aici ugrii și-au dat un nou nume, Mogher, Maghiar, Maigar, care se traduce prin om care vorbește. În secolele 6-8, mogherii au migrat spre sud-vest, iar în 1236 călugărul Iulianus menționează Hungaria Magna pe teritoriul actual al Bașcortostanului.
De aici o parte dintre moghe s-au deplasat în bazinul Cubanului, ținut unde s-au amestecat cu Onoguri. Regele ungurilor purta titlul de Ken de Kündü și avea în subordine pe Gyula, Gyula care era comandantul armatei. Arpad, în calitate de conducător al Uniunii de Triburi Ungurești, este nevoit să se retragă în fața pecenegilor, trece Nistru și Prutul și se stabilește pe la mijlocul secolului IX în câmpia Panoniei, actuala Ungarie. De aici au lansat timp de câțiva ani atacuri de pradă și jap spre teritorii din vestul Europei, Germania, Italia, Franța și Spania. Înfrânși și alungați, ungurii s-au întors și s-au așezat definitiv în centrul Panoniei, în jurul lacului Balaton. Fiind în pericol de a fi distruși, regele Gheza a făcut o înțelegere cu papa care i-a garantat securitatea micului stat maghiar cu condiția creștinării tuturor maghiarilor. Totuși, fondarea regatului ungar și începutul convertirii la catolicism se datorează fiului său Ștefan I cel Sfânt, 997-1038. Odată cu moartea ultimului rege arpadian, ungurii au fost conduși de regi nemaghiari, începând cu francezul Carol Robert de Anjou. Fiul acestuia, Ludovic, a pus capăt anarhiei maghiare, a extins statul creând o uniune statală maghiaro-polonă. După lupta de la Mohaci, Ungaria panonică e transformată în pașalâc, singurul unguri rămași liberi fiind cei care trăiau în principatul Transilvania. Secuii, grănicerii Carpaților Oriental. Secuii sau Secuii au fost un grup etnic asimilat forța de maghiari, ei neavând origini comune. Și azi, secuii nu vorbesc maghiara cultă, ci un dialect cu numeroase arhaisme și regionalisme. Secuii provine din cuvântul tribal Zekel, ce semnifică om nobil sau om de neam și este un cuvânt de origine turanică, ceea ce susține ipoteza originii cavare și nu fino-ugrică a acestora. Se cunoaște faptul istoric că triburi cavare de la nord de Volga s-au alăturat maghiarilor în migrarea acestora spre vest, ajungând împreună în Panonia, dar nu ca rude, ci ca aliați. Mai există și varianta cuvântului sec, adică scaun, cu sensul de scaun de organizare judecătorească și prin extensie o unitate administrativ-teritorială specifică secuilor și sașilor transilvani. Originea etnică a secuilor e viu disputată de istorici și antropologi. În decursul timpului, diversi cercetători au considerat pe secui ca descinzând din diverse popoare. O cronică maghiară din secolul al XI-lea, cea cunoscută ca fiind cronica lui Anonymous, susține că atunci când maghiarii au ajuns în Carpați, au găsit pe secui deja așezați. Deci încă o dovadă că secuii nu erau ugrici. De altfel, până în Evul Mediu, secuii au fost identificați drept un grup etnic distinct, Natio Siculica, dar într-un fel legat de maghiari prin vasalitate. Istoricii sunt de acord că secuii au fost aduși inițial în Carpați Oriental pentru a forma un fel de marcă, adică un corp de pază, niște grăniceri. Cert este că secuii vorbeau la începuturi o limbă turcică, nu ugrică, de exemplu maghiara, dar au renunțat timpuriu la aceasta în favoarea limbii maghiare, asimilarea. Alte popoare care nu erau deloc maghiare, dar care prin asimilare au ajuns să vorbească limba ungurilor, au fost cumanii și alanii, cei care vorbeau limba maghiară doar de câteva secole, fiind considerați ca popoare separate. Pentru cercetătorii istorici, un lucru e clar, secuii se află în Transilvania de cel puțin de la începutul secolului al IX-lea, când așezările lor erau situate la sud de râul Mureș și s-au extins până la frontiera Carpaților din est și sud, înainte de venirea ungurilor lui Arpad. Dacă regiunea locuită de secuii azi nu coincide cu zona așezării inițiale, aceasta se datorează faptului că în zona de frontieră sudică s-au stabilit ulterior sașii care i-au împins spre răsărit. Ce îi unește pe huni maghiari și secui? Practic, pe huni maghiari nu îi unește nicio descendență comună, unii fiind turcici, alții fino-ugrici și ultimii turanici sau cavari. Singura legătură ar fi un adevăr din geografic, toate cele trei popoare au staționat mai puțin sau mai mult prin câmpia panonică și cam atât. Hunii au dispărut în secolul al V-lea în vestul Europei, iar secuii au fost parțial asimilați forțat de către unguri. Toate cele trei popoare fac parte din ceea ce numim azi popoare migratoare, având tendințe de invazie a Europei, mai puțin secui. Practic, nu este nicio legătură de sânge între cele trei neamuri, rudenia lor fiind doar un pretext pentru mințile înfierbântate ale revizioniștilor maghiari, care și azi tânjesc după ceea ce doar ei numesc Ungaria Mare. Așa zisa Ungarie Mare. Acum e momentul să ne lămurim ce a fost Ungaria Mare. Nog Magyarország. Termenul este un concept politic revizionist care vizează revenirea Ungariei la frontierele avute înainte de anul 1918, atunci când exista statul multinațional austro-ungar, denumit oficial Imperiul Austriac și Regatul Maghiar.
Tratatul de la Trianon, 1920, acceptat de beligeranți la terminarea primului război mondial, consfința noile granițe dintre Ungaria, România, Cehia, Slovacia, Austria și Iugoslavia. În nord, o parte a Slovaciei și teritoriul Ruteniei au devenit componente din ceea ce s-a numit Cehoslovacia. În est și sud-est, Transilvania și Banatul s-au unit cu România, iar în sud, Croația, Slovenia și Voivodina au devenit o parte din noul stat Iugoslavia. Azi, revizioniștii maghiari nu mai recunosc Trianonul, deși istoria dovedește cât se poate de clar că pretențiile maghiare asupra Transilvaniei și altor ținuturi sunt lipsite de conținut. Acest lucru e pus în evidență chiar de proprii lor istorici, care au recunoscut de-a lungul timpului că românii au locuit în acest spațiu înainte de venirea ungurilor și că întotdeauna, fără excepție, au fost națiunea majoritară. Cu toate acestea, mulți extremiști maghiari flutură mai departe sintagma Ungaria Mare ca și cum ar fi existat cu adevărat așa ceva. În realitate, între anii 1526 și 1920, adică timp de 400 de ani, Ungaria nu a existat ca stat independent, fiind pașalâc turcesc. Nu a avut nicio capitală proprie și, în consecință, nu putea să fie nici mare și nici mică. Practic, Ungaria Mare n-a existat niciodată. Ungaria a fost transformată în pașalâc turcesc și avea să rămână așa până la 1699, când, în urma păcii de la Karlovița, avea să intre în componența Imperiului Habsburgic. Deci, din 1526 și până la tratatul de la Trianon din 1920, Ungaria nu a mai fost stat de sine stătător cu capitală proprie, ci doar a avut o oarecare libertate între anii 1867 și 1920, dar sub forma dualismului austro-ungar. Deci de unde și până unde Ungaria Mare, când ea a fost de fapt o țară colonie, o țară asistată. Deci, pretențiile revizioniștilor maghiari nu au niciun suport istoric, lingvistic, religios, economic sau de geneză comună. Este doar visul unor minți înfierbântate dintr-un popor care n-a fost cam niciodată independent și care vrea și ce nu a avut niciodată. De ce se revendică ungurii de azi din turcicii lui Attila? Ungurii de-a lungul timpului au făcut tot ceea ce era posibil ca să-și lege numele de Hun sau de Attila. Numele lui Attila, ca strămoș al națiunii maghiare, apare în majoritatea documentelor istorice ungare, ceea ce demonstrează că de secole a existat această tendință de a se alătura biciului lui Dumnezeu. Maghiarii au mers atât de departe cu tentative de mistificare, încât cel mai des prenume masculin ales este cel al lui Attila. Alt exemplu de forțare este și denumirea Centrului Național Maghiar de Cinematografie, Hunia Film. De fapt, prin afilierea maghiarilor la Huni, recte Attila, nu s-a urmărit altceva decât justificarea prezenței lor cu un mileniu și jumătate în urmă, prin mai multe ținuturi europene, ceea ce, conform revizioniștilor, le-ar da dreptul de a susține drepturi teritoriale. Prin comparație, noi români ar trebui să cerem azi jumătate din Danemarca, fiindcă prin anul 48, înaintea erei noastre, Burebista s-a aflat pe acolo în urmărirea celților. Sau de ce să nu cerem și noi Budapesta, fiindcă în august 1919 am ocupat-o alungând regimul bolșevic al lui Belacun. Legătura de rudenie pretinsă a o avea cu secuii maghiarizați forțat le-a permis revizioniștilor pretenția veșnică de stăpânire a Ardealului. Deci, manipulările și mistificările maghiare nu sunt deloc întâmplătoare. Ca dovadă mai bună decât existența acestui revizionism maghiar, extrem de periculos pentru pacea Europei, este negarea Trianonului, dar și existența în biroul premierului ungur Victor Orban a unei hărți uriașe cu pretinsa Ungarie Mare. Post scriptum. În zilele noastre, în plină invazia Ucrainei de către revizionista Federație Rusă, singura țară care sprijină invadatorul și care se opune oricărei sancțiuni e tocmai Ungaria lui Orban, care își dorește ca rușii, după cucerirea Ucrainei, să le cedeze zona cunoscută ca Transcarpatia, regiune unde trăiesc ca și în Transilvania românească unguri. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!